În ce an sunteți? Anul 5. 5. Salut, camarazi, uite, sunt cu doi băieți de la medicină și cu o domnișoară frumoasă și mai timidă. O să le pun niște întrebări, așa, să vedem ce ne răspund. Cam câți bani cheltuiești pe săptămână și pe ce? Și de unde vin banii? Deci cât, pe ce și de unde vin? Cam 300 în principal de mâncare. 3 milioane în principal. Dar bănuiesc că mami îți dă și la traistă, nu? Adică sandwich, da. Sau nu vrei tu să iei? Așa, așa. Prefer să mănânc și aorma, bănuiesc, sau treburi de astea. Îmi fac eu cumpărături. Ați faci tu? De unde, dacă poți să întreb? Oșan, Lidl. Deci de la străini. Da, mă rog. Și tu? Toată. 3 milioane, nu? Și banii de unde vin? De la părinții voștri sau? Da. Voi n-aveți niște burse sau numai aia care? Da, deci o bursă nu e. Bursa e cam 1000 de lei. 10 milioane? Da. Dar pentru toată lumea sau numai cine e mai inteligent? Pentru bursele, adică. Aha. Tu te-ai bătut sau ai căzut? Eu am fost la Verso prin sport și am făcut. Ce sport faci? Mergem la sală, acum am fost la fitness. Fitness, nu faci de-astea de marțiale. Și în weekend-uri la fotbal de-astea. Bravo, bravo. Deci în principiu cam 3 milioane și 3 și cu bătaie, nu? Și dați pe mâncare. Cam așa. Da, și pe cluburi sau pe treburi de-astea? Mai rar, nu le aveți cu virgulă cluburile? Mai rar, mai după un examen, așa. Aha, că, ca să vă relaxați, că e stres și după aia. Și dumneavoastră, domnișoară, cam câți bani cheltuiești pe săptămână? Eu mai mult. Mai mult? Da, îmi place să merg la cumpărături. A, deci aveți boala shoppingului. Da, bine, asta e o boală feminină, în general. Bine, și bărbații, dacă au bani, le aruncă mult. Cam cât dați pe săptămână? Nu știu, chiar depinde. 3-4 milioane, așa? Da. Așa. Și de unde vin banii, dacă îmi permiteți? Tot așa, de la părinți. De la părinți. Nu aveți medie mare? Ba da. Aveți, adică luați și bursă, da, bănuiesc. Da. Deci cât? 10-12, cum au spus băieții? Da, dar depinde de săptămână. Și pe ce dați, dacă în afară de shopping sau shoppingul? Că văd că aveți pantofi de firmă, nu? Nu sunt române și țoalele de pe dumneata cred că sunt tot de firmă, după butonii ăștia de la manșetă, cred că sunt țoale de firmă, nu? Sau da, oricum de la străini, nu? Sunteți în anul 3 sau în ce an, a zis? 5? 5. Și ce să fiți? Ce specialitate? Depinde acum. Stomatolog generală sau ce? De la generală. Sunteți la generală și dumneata, domnișoară? Da, la tot. Suntem colegi. Sunteți colegi, deci la generală. O să fiți medici generaliști, nu? Ne alegem specializarea, dăm examenul de rezidențiat. Da, și după aia alege ce vreți, stomatolog sau aia, aia. Da, fiecare da. Ce... Aha. Și cu istoria și cu geografia cum stați? Nu prea stăm. Care e capitala Olandei? Haga. Haga și Amsterdam. Bravo, sunteți deștepți că Amsterdam stă familia, dar la Haga e capitala. Haga. Și principatul Andorra, cum se numește capitala? Asta e între Franța și Spania, în Pirinei. Eu am trăit în apropiere. Cum? Tot Andorra, probabil. Andorra la Vela. Andorra. La Vea, în spaniolă. Și capitala Vaticanului? Vatican. Tot Vatican. Da. Și vă știți cum arată steagul Braziliei? Dacă bănuiesc că vă uitați la fotbal, dacă faceți sport, vă uitați. Cum arată steagul Braziliei? E verde cu galben și o planetă. Da. Bravo, ești deștept. Ești verde cu un romb galben și cu o planetă albastră care are o fâșie, care scrie ceva pe ea. Bine, hai, vă mulțumesc frumos, vă doresc baftă și la...